Bunii mei prieteni, lansez o nouă serie de postări despre mituri și profeții din istorie, fiind convins că doar înțelegând foarte bine preocupările înaintașilor noștri, putem gestiona mai bine prezentul, întrucât conținem cu toții în ADN-ul nostru istoria umanității. Am să încep așadar cu epoca mitică, o dimensiune a umanității care precede antichitatea. Iar aici, cel mai important capitol este legat de mitul potopului universal, așa cum s-au raportat la el egiptenii, fenicienii, evreii, hindușii, astecii și maiași. Dar înainte de toate, să precizăm un pic ce se înțelege prin epoca mitică, numită și epoca zeilor și a eroilor. În această etapă a avut loc facerea lumii, urmată de o perioadă în care zeii nemuritori și oamenii muritori conviețuiau nu întotdeauna armonios. A urmat apoi epoca eroilor cu protagoniști înzestrați cu putere excepționale, precum Heracles, Gilgamesh, Enkidu, Perseu, Iason, Ahile și așa mai departe. Așadar, în epoca mitică se nasc toate miturile umanității pe care le purtăm și noi astăzi în codul genetic, întipărite de la o generație la alta. Și acum să ne întoarcem la potopul universal regăsit în patrimoniul majorității culturilor lumii, de la egipteni, fenicieni, perși, evrei, până la celți, indieni, africani sau triburile din America. Iată ce spune Carl Gustav Jung. Miturile sunt simboluri ancestrale care formează inconștientul colectiv al omului și care se regăsesc în toată cultura universală. Poate cel mai vechi mit legat de potop începe în Mesopotamia, unde zeii i-au făcut pe oameni pentru a le face muncile anevoioase de pe pământ. Însă după un timp, oamenii se revoltă, tulbură legile cerești, obligându-i pe zei să-i pedepsească, inundând pământul. Cu câteva secole înainte de Noe al evreilor, a existat sumerianul Atrahasis, care locuia în orașul Suripac. El era cunoscut și sub numele de Utanapishtim, un om spiritual și evlavios. Zeul Ea îi vestește sentința zeilor și îl îndeamnă să construiască o corabie înaltă de 86,5 metri în care să îmbarce specii din regnul animal, plante, familia și bunuri care să poată supraviețui potopului care va dura 6 zile și 6 nopți. Când apele s-au oprit, toată omenirea devenise un lut, iar corabia a ajuns pe vârful muntelui Nisir. Supraviețuitorul Utanapishtim eliberează un porumbel și o rândunică, însă acestea nu s-au întors, negăsind loc unde să aterizeze. Apoi a trimis un corb, care n-a mai venit, semn că găsise cadavre pe care să le devoreze. Găsind noul pământ, Utanapishtim eliberează animalele, plantează toate semințele și pune bazele unei noi civilizații, învățându-i pe oameni cum să trăiască în armonie cu zeii, slăvindu-l pe Ea și pe mama sa, cei care au salvat specia umană de la dispariție. Găsim această poveste în epopeea lui Gilgamesh, unde eroul, care a supărat-o pe zeița Iștar refuzându-i avansurile, fuge de răzbunarea acesteia și îl întâlnește pe Utanapishtim, căruia îi cere să-l învețe cum poate obține nemurirea. Acesta îl trimite la corăbierul său, Urshanabi, singurul capabil să-l poarte pe apele învolburate care despart lumea viilor de cea a morților. După nenumărate aventuri, Gilgamesh, însoțit de prietenul său Enkidu, îl găsesc pe cel care a condus corabia în timpul potopului și pornesc în căutarea paradisului nemuritorilor. Utanapishtim îi spusese lui Gilgamesh că dacă vrea să învingă moartea, ar trebui să nu doarmă 6 zile și 6 nopți, exact cât a durat potopul, întrucât somnul este imaginea morții. Evident că eroul epopeii nu se poate ține de angajament, adormind chiar din prima noapte. Revenit la Utanapishtim, Gilgamesh ascultă povestea potopului și află că pe fundul mării se află o plantă cu țepi pe care, dacă o poate lua, aceasta îi va da viața veșnică. După multe alte aventuri teribile, Gilgamesh ia planta, dar întorcându-se spre Uruk, cade într-un somn adânc. Atunci, un șarpe bătrân îi fură planta, lăsându-i pe oameni la condiția de simpli muritori. Cred că este evident simbolismul miturilor mesopotamiene, cu care noi suntem ceva mai obișnuiți din tradiția iudeo-creștină, care a preluat câteva secole mai târziu această poveste. În capitolul următor vă invit să pătrundem în lumea miturilor evreiești despre geneză și cum se oglindește potopul universal în ele. Am văzut postarea trecută cum descriau sumerienii potopul universal.
Astăzi vă invit să descoperim perspectivele evreiești asupra arcei lui Noe și mai ales a motivelor care l-au făcut pe Dumnezeu să aducă potopul asupra omenirii, texte pe care le regăsim cu precădere în cărțile lui Enoch. După mai multe generații de alungarea din rai a lui Adam și a Evei, omenirea ajunsese atât de coruptă, violentă și lipsită de spiritualitate, încât Dumnezeu și-a regretat creația și a hotărât să o distrugă, întrucât se îndrepta oricum spre haos și deznădejde. Singurul găsit vrednic de a trăi a fost Noe. Până acum vedem același mit mesopotamian și același personaj care în sumer purta numele de Utanapishtim. Dumnezeu îl învață pe Noe cum să construiască corabia, ce să încarce în ea pentru a supraviețui potopului ce va dura 40 de zile și 40 de nopți și mai ales ce să facă pentru a întemeia o nouă umanitate pe liniile genetice ale fiilor săi, Iafet, Sem și Ham, după ce vor debarca pe noul pământ. Corabia ajunge pe vârful muntelui Ararat și de acolo lumea continuă să trăiască până astăzi. Foarte interesant este că în textele lui Enoch, care reprezintă prima revelație apocaliptică evrească, găsim și motivele pentru care Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Sunt descriși îngerii căzuți, pe care Enoch îi numește veghetori, amestecul lor cu femeile și nașterea în urma acestei acuplări a unei rase ciudate hibride de giganți numiți Nefilim, învățarea artelor întunecate și coruperea omului și depărtarea lui din ce în ce mai mult de legile și de învățăturile pe care însuși Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei la părăsirea grădinei Edenului. Și pentru că miturile sunt universale, nu avem cum să nu observăm aici asemănarea cu mitul lui Prometeu, care le-a oferit oamenilor cunoaștere atunci când ei nu erau pregătiți să o înțeleagă pe deplin. Cu toate cele învățate de la îngerii căzuți, oamenii nu au progresat, ci s-au afundat în corupție și răutate. Aflăm din Biblie că marile orașe, cetăți, au fost construite de Nimrod, care era Nefilim, adică făcea parte dintre giganți, fiind numit viteaz, care în limba ebraică este sinonim cu uriaș. Poate așa se explică de ce construcțiile din Sumer și Egipt erau megalitice. Iată un pasaj relevant din Enoch. Și ele au rămas grele și au născut uriași a căror statură era de 3000 de coți, care au început să înfulece toată agoniseala oamenilor și când oamenii n-au mai putut să-i sature, uriașii s-au întors împotriva lor să-i mănânce. Este evident că mitul giganților este comun tuturor culturilor acestei lumi. Gilgamesh se luptă cu Humamba, David se războiește cu Goliat, iar Hercules îl învinge în cele din urmă pe teribilul Cacus. Grecii credeau că această rasă ciudată de uriași era produsul împreunării dintre zeița Gaia și zeul Uranus. Acești giganți sunt cauza potopului. Ei au sedus pe oameni cu învățătura lor spurcată și au otrăvit întreaga creație a lui Dumnezeu. Iată un alt fragment din Enoch. Conduși de Azazel, șeful demonilor, veghetorii au învățat pe oameni magia și desfrâul care au împrăștiat răul pe pământ, până când arhanghelii Mihail, Gavriil, Suriel și Uriel l-au invocat pe Dumnezeu, cerându-i să termine cu toate păcatele astea. Atunci, preanaltul și-a trimis pe pământ pedeapsa, un potop care să se abată pe pământ și care să omoare tot ceea ce viețuiește pe el. Veghetorii care sunt nemuritori sunt aruncați în infern și blestemați să fie înlănțuiți o perioadă de 1000 de ani, apoi să fie lăsați să bântuie noul pământ până la sfârșitul lumii. Noe salvează semințele bune ale lumii vechi pe care le plantează după potop și devine ultimul patriarh. Omul se înmulțește și crește până în zilele noastre, așteptând marea judecată a lui Dumnezeu. Interesant este că la evrei cauza potopului nu este doar din vina răutății și coruperii omului, ci mai degrabă a ticăloșiei îngerilor căzuți, numiți și nefilim. În postarea următoare vă invit să descoperim și alte perspective asupra potopului universal, așa cum au fost ele înțelese de greci, de hinduși, de asteci și de maiași. Vechii greci credeau că atunci când epoca de aur a umanității s-a corupt, iar omul a devenit profund nerespectuos față de zei, însuși Zeus și ceilalți olimpieni au hotărât să-l pedepsească, abătând asupra lor un potop devastator. Însă Prometeu, același care i-a învățat pe oameni focul și alte taine cerești, îl înștiințează pe fiul său Decalion și pe nora sa Pirha și învață să facă o corabie pentru a supraviețui.
Până acum avem elementele comune cu miturile sumeriene și evreiești legate de potopul universal. Însă odată ce ploile au încetat, cei doi consultă oracolul din Temis care le spune ce au de făcut pentru a repopula planeta, și anume să arunce oasele mamei lui Decalion peste umăr. Și aici avem un element foarte interesant. Mama era Gaia, adică pământul, iar oasele sale erau pietrele. Astfel încât noua umanitate ia naștere din elementele vechi. Grecii știau cumva că structura osoasă a scheletului este de natură minerală. Ideea este preluată în toate tradițiile semitice care postulează că omul este făcut din pământ și că în pământ se va întoarce. Hindușii au următoarea viziune asupra potopului universal când zeul Vișnu îl înștiințează pe Manu asupra pericolului iminent în care se află umanitatea. Interesant este că termenul de umanitate provine tocmai de la sanscritul Manu, care este pentru hinduși primul om de pe pământ, un fel de Adam Kadmon al evreilor. Iată un pasaj din Mahabharata. Toți cei din rasa lui Manu sunt numiți oameni. El este strămoșul brahmanilor și a avut 9 fii și o fiică. Toți s-au dedicat practicilor politico-militare, s-au înmulțit, dar toți au dispărut luptându-se între ei. Însă Manu era înțelept și virtuos, așa că zeul Vișnu, transformat într-un pește pe care regele l-a prins într-un râu, l-a rugat să-l salveze. Iată că tot de la hinduși a moștenit legenda peștișorului de aur. Interesant, nu? Peștele creștea astfel încât Manu l-a tot mutat până când a fost nevoit să-l arunce în ocean. Recunoscător, peștele pe nume Matsya l-a avertizat pe Manu despre planurile zeiței Kali de a distruge omenirea, învățându-l să construiască o corabie. Maiașii credeau că Huracan, zeul focului, al vânturilor și al furtunilor, s-a supărat pe prima sa creație formată din oameni din porumb, căci aceștia se înrăiseră foarte tare și atunci a hotărât să abată asupra lor, evident, un potop catastrofal, însă a lăsat un cuplu să supraviețuiască, iar acesta a plutit deasupra apelor până a descoperit noul pământ. Iar astecii aveau teoria distrugerii succesive a umanității, care era guvernată la fiecare generație de către un soare. Mitul potopului la asteci este plasat în epoca celui de-al patrulea soare, care era zeița Chalchuhtilque, când cerul tot era o întindere nesfârșită de ape. Este interesant că la asteci, odată cu distrugerea unei generații de oameni, dispărea și soarele, iar noua umanitate va fi condusă de alți zei sub un alt cer. Foarte interesantă este și tradiția locuitorilor din insula Paștelui, care susțin că strămoșii lor au supraviețuit unui potop catastrofal care le-a inundat continentul. Ei ar fi ajuns pe țărmurile lor la bordurile unor canoe foarte mari, iar ei înșiși erau giganți. Mitul povestește că a existat un continent numit Hiva, al cărui conducător era Oto Ua, care era înconjurat de 5 înțelepți, Moe Hiva, Turku Maura, Negrani, Po și Henga, care aveau cunoștințe despre tot ceea ce se întâmplă în cer și pe pământ. Ei sunt strămoșii maorilor de astăzi. Făcând calcule astronomice și văzând cum populația continentului lor intră în declin, cei 5 înțelepți au prezis cu fundarea lui, însă timp de mai multe generații nu au fost luați în seamă. Însă, în timpul regelui Roroi, pământul Hivei a început să se scufunde sub valuri. Zeul Makemake îi apare în vis înțeleptului Haumaka, învățându-l să construiască niște canoe mari cu care să pornească spre noul pământ. Și astfel, după ce au plutit pe apele învolburate, au ajuns în insula Paștelui. Elementul comun fundamental al tuturor tradițiilor legate de potopul universal este că în vremuri imemoriale oamenii trăiau alături de uriași, de nefilimi, de giganți, până când răutatea, ignoranța, violența și corupția îi exasperează pe zei și îi face să-i pedepsească. Interesant este că în toate culturile aceștia găsesc niște oameni virtuoși pe care îi desemnează nu doar să supraviețuiască, ci să genereze mai departe o lume nouă pe un pământ nou și sub un cer nou. Poate că ar trebui să înțelegem că miturile nu sunt doar niște simple povești, ci mai degrabă niște relatări din vremuri imemoriale, vorba lui Jung, care sunt ștanțate adânc în inconștientul nostru colectiv.
O figură foarte importantă a spiritualității universale este Zoroastru, pe care perșii îl numeau și Zarathustra și despre a cărui învățătură și profeții credeau că sunt însuflețite de însuși spiritul lui Dumnezeu. El a fost născut de o fecioară în vârstă de 15 ani, alt semn al unui miracol divin. Născut în Iran, regiunea Bactriana, cu 7 secole înainte de Hristos, el este întemeietorul unei religii, al cărui zeu suprem Ahura Mazda îi se opune o entitate malefică numită Ahriman. De copil, Zoroastru a dovedit înclinații intelectuale și spirituale, făcând fapte de milostenie față de toate creaturile de pe pământ, ajutând săracii și propovăduind un mod de viață evlavios. La vârsta de 20 de ani se retrage în pustnicie, practică meditația timp de 7 ani, trăind într-o peșteră. Are 7 viziuni în care se manifestă Dumnezeu și când împlinește 30 de ani se întoarce în lume pentru a propovădui calea de îndreptare a omului ce se depărtase de adevăr prin răutate, ignoranță și corupție. După multe predici reușește să convertească un singur om, pe vărul său. Intră în contradicție cu autoritățile preoțești care îl prigonesc considerându-l eretic. După ani de prigoniri, tentative de compromitere și lungi perioade petrecute în încarcerare, Zoroastru reușește să-l influențeze pe Vishtashtva, un rege care domina întreaga Asie centrală. Îi devine discipol și cu ajutorul său reușește să propage zoroastrismul ca pe o religie revelată de Dumnezeu. Învățăturile sale ajung până în Grecia și apoi în interiorul Imperiului Roman, fiind remarcată de Pitagora, care studiază noua religie cu preotul zoroastrian Gobias, și de Platon, care întreprinde o expediție în Persia. Cele mai importante texte ale zoroastrismului se numesc Zend Avesta, care cuprind gânduri curate, cuvinte curate și îndemnuri curate. Aici Zoroastru își exprimă cele 3 porunci pe care le-a primit de la Dumnezeu în timpul celor 7 viziuni, ce trebuiau neapărat să ajungă la oameni. Spune adevărul, împlinește promisiunile și ferește-te de datorii. În Zend Avesta avem și o profeție în care Zoroastru spune că într-un viitor îndepărtat, cuvântul lui Dumnezeu se va întrupa într-un om care va deveni salvatorul întregii lumi, aducând pacea pe pământ și învățându-i pe cei drepți calea nemuririi. Este evident aici similaritatea cu Mesia al creștinilor, care ne învață calea, adevărul și viața, promițându-ne viața veșnică. În profeția sa, Zoroastru spune că Mesia va fi născut dintr-o fecioară, va fi întruparea cuvântului lui Dumnezeu, va fi ucis de către stăpânire, dar va aduce viața eternă tuturor credincioșilor. Trebuie remarcat că cei 3 magi din Biblie care urmăresc steaua ce străbate cerul Betleemului erau astronomi zoroastrieni, întrucât veneau de la răsărit, iar în estul Palestinei este Iranul. Iată ce scrie în Evanghelia arabă a copilăriei sfinte, citată și în multe lucrări curanice. Și s-a întâmplat ca, născându-se Domnul Iisus în Betleem, să vină la Ierusalim niște magi, după cum prezisese Zarathustra. Zoroastru nu s-a prezentat pe sine ca pe un mântuitor, ci a profețit că în urma sa va veni acela care va fi sacrificat de fiii Întunericului, dar se va înălța și va deschide drumul fiilor luminii către împărăția lui Dumnezeu. Conform doctrinelor zoroastriene, omul este liber să aleagă între calea binelui, reprezentată de Ahura Mazda, și calea pierzaniei, a cărui stăpân este Ahriman. Astfel vedem aici foarte clar opoziția Dumnezeu-Diavol, care este esența tradiției iudeo-creștino-islamice, religii ulterioare zoroastrismului. Zarathustra a prezis că există viață după moarte, că cei drepți și buni vor merge în casa lui Ahura Mazda, iar cei răi și vicleni vor deveni robii lui Ahriman, și că la sfârșitul lumii va triumfa binele, iar lumina va risipi întunericul. Se mai spune despre Zoroastru că era un înfocat contestatar al politeismului și al idolatriei. Luptându-se cu duhurile necurate, cu demonii și cu prezența îngerilor căzuți pe pământ, folosind ritualuri și invocări. De aceea, el mai este cunoscut și ca părintele magiei. Vă invit să mergem mai departe în această lume absolut unică și specială a profețiilor vechilor hinduși. Să ne reamintim că în concepția vechilor înțelepți indieni, lumea se naște și dispare ciclic, trecând prin succesiuni de epoci numite Yuga.
prima dintre ele fiind eminamente spirituală, iar ultima exclusiv materialistă și coruptă. Dați-mi voie să continui a vă citi din Linga Purana despre oamenii lui Kali Yuga. Ei aleg cu precădere idei false, nu ezită să-i persecute pe cei înțelepți. Invidia îi chinuie, neglijența, boala, foamea, frica se vor răspândi, vor fi mari secete. Diferitele regiuni ale unor țări se vor opune altora. Hrana deja preparată va fi pusă în vânzare, cărțile sacre vor fi vândute la colțul străzilor. Comercianții vor face afaceri necinstite, vor fi înconjurați de filozofi pretențioși, vor fi mulți cercetori și oameni fără de lucru. Toată lumea va folosi cuvinte aspre și grosolane, nu se va putea avea încredere în nimeni, oamenii vor fi invidioși, nimeni nu va vrea să facă vreun serviciu dezinteresat. Degradarea virtuților și cenzura puritanilor ipocriți și moralizatori caracterizează perioada sfârșitului lui Kali Yuga. Și dați-mi voi acum să mai citesc din capitolul 24 din cartea 6, de data aceasta din Vishnu Purana. Oamenii vor crede în teorii iluzorii, nu va mai fi morală și durata vieții se va reduce. Oamenii vor accepta ca dogme teorii răspândite de oricine, vor fi venerați zei falși. Persoane de joasă speță își vor lua un aer religios și datorită comportamentului lor mincinos se vor face respectate. Linga Purana în capitolul 40 descrie exact cum va sosi sfârșitul acestei cea de-a șaptea lumi. În timpul perioadei de crepuscul care va încheia Kali Yuga, legiuitorul lumilor va sosi și va ucide pe cei răi. El se va naște din dinastia lunară. Numele lui va fi Război, Samiti. El va străbate atunci întregul pământ cu o mare armată. Îi va distruge pe barbarii occidentali cu miile. Tot el îi va distruge atunci pe cei inferiori și pe toți cei neevoluați care și-au atribuit în mod abuziv puterea regală și va extermina pe falși filozofi, pe criminali și pe cei cu sângele amestecat. El își va începe această misiune în cel de-al 32-lea an al său de viață și o va continua neobosit timp de 20 de ani. Vedem așadar că în Mahabharata este descrisă foarte clar această perioadă care închide Omanvatara, cea de-a șaptea, numită Kali Yuga, în care sufletul lumii este zugrăvit în culoarea neagră. Oamenii decad, își pierd toate principiile și valorile spirituale, intră într-o epocă foarte consumeristă și lipsită total de perspectivă, întorcându-se la violență, la corupție, la sălbăticie, la o lipsă totală de preocupare pentru grijile sufletești. Această epocă însă se va încheia pentru a face loc în cele din urmă celei de-a opta Manvatara, care va începe desigur cu o nouă epocă de aur. Iată cum sunt descrise celelalte perioade care compun o Manvatara. În Krita Yuga, numită și Satya Yuga, nu a existat decât o singură religie și toți oamenii erau sfinți. De aceea nu li se cerea să îndeplinească ceremonii religioase. Bărbații nu cumpărau, nici nu vindeau, nu erau săraci, dar nici bogați, nu era nevoie de muncă, pentru că tot ceea ce aveau nevoie era obținut prin puterea voinței. Krita Yuga era fără boală, nu s-a diminuat cu anii, nu a existat nicio ură, nici deșertăciune, nici gând rău, fără tristețe și fără frică. Întreaga omenire putea ajunge la binecuvântarea supremă. Sufletul universal era alb. Identificarea sinelui cu sufletul universal era de fapt întreaga religie a epocii perfecte. În Treta Yuga au început sacrificiile, iar sufletul lumii a devenit roșu. Omenirea a căutat adevărul și a săvârșit ceremonii religioase. Au obținut ceea ce și-au dorit dând și făcând. În Dwapara Yuga, aspectul sufletului lumii era galben, religia s-a redus la jumătate. Cunoașterea era împărțită în patru părți și deși unii cunoșteau cele patru vede, alții cunoșteau doar trei sau una. Mintea s-a slăbit, adevărul a decăzut și a devenit dorință, bolile și calamitățile au apărut și ele. Din cauza acestora, oamenii au trebuit să sufere penitențe. Era o epocă decadentă din cauza prevalenței păcatului. Acum trăim în vremurile întunecate ale Kali Yuga, când bunătatea și virtutea aproape că au dispărut din lume. Mahabharata menționează în mod explicit că durata ciclului Yuga se bazează pe zilele și nopțile ființelor umane. Zoroastrienii credeau și ei de asemenea într-un ciclu al vârstelor cu o durată de 12.000 de ani. Marele an sau anul perfect al grecilor a fost reprezentat în mod diferit ca având o durată de 12.954 de ani la Cicero sau 10.800 de ani la Heraclit. Cu siguranță, ciclul Yuga nu poate avea durate diferite pentru diferitele culturi.
Ne oprim deocamdată aici, lăsând ca informația să se sedimenteze și dumneavoastră să puteți reflecta la cele discutate până acum. Însă vom continua călătoria noastră în lumea profețiilor vechilor hinduși și în episodul următor. Până atunci am să vă las un link în comentarii care vă va trimite către două cărți foarte interesante care sunt menite special să ajute creșterea și aprofundarea cunoștințelor dumneavoastră. Este vorba despre Bhagavad Gita și Upanishad. În Mahabharata apare descris un grup enigmatic format din 7 înțelepți numiți Saptarshi, care sunt trimiși de Brahma la începutul fiecărei yuga pentru a pune bazele noii civilizații a umanității care se naște, după cum am văzut în postările anterioare, ciclic. Acest mit este regăsit în aproape toate culturile lumii, de la sumerieni până la nativii din America de Nord și America de Sud. Ei au niște calități deosebite, au putere și înțelepciune dumnezeiască, pot transcende spațiul și timpul și pot lua orice formă după bunul lor plac. După cum știm deja, planeta a fost supusă unor impacturi bruște și destructive, precum potopul, erupții vulcanice, impactul cu anumite comete. Hindușii credeau că acestea au avut loc în timpul perioadei de tranziție de 300 de ani de la sfârșitul ultimei epoși de aur, situată undeva în perioada de circa 9600 de ani înainte de Hristos. În Timeus, Platon ne vorbește despre insula mitică Atlantida, care a fost înghițită de mare într-o singură zi și noapte de nenorocire, în anul 9600 înainte de Hristos. Zoroastrienii cred că lumea a fost creată de Ahura Mazda fix în jurul anului 9600 înainte de Hristos, adică cu fix 9000 de ani înainte de nașterea profetului lor Zoroastru. Acest eveniment a fost consemnat și în miturile inundațiilor din multe culturi antice, care vorbesc aproape uniform despre pereți enorm de apă care au scufundat întreg pământul până la cele mai înalte vârfuri ale munților, alături de ploi abundente, bile de foc din cer, frig intens și perioade lungi de întuneric. Geologii de la Institutul Niels Bohr din Copenhaga au studiat datele nucleului de gheață din Groenlanda și au concluzionat că epoca glaciară s-a încheiat exact în anul 9703 înainte de Hristos. Cercetătorul Jørgen Peder Stephensen a spus că în tranziția de la epoca glaciară la actuala perioadă interglaciară caldă, schimbarea climatică este atât de bruscă încât este ca și cum s-ar fi apăsat pe un buton. Perioada de tranziție de 300 de ani dintre Treta Yuga, epoca argintului, și Dwapara Yuga, epoca bronzului, adică dintre 6976 înainte de Hristos și 6676 înainte de Hristos, coincide de asemenea cu un eveniment semnificativ de mediu, catastrofa Mării Negre, datată recent ca având loc în anul 6700 înainte de Hristos. Marea Neagră a fost cândva un lac de apă dulce, adică până când Marea Mediterană, umflată cu apele glaciare topite, a spart un baraj natural și a tăiat strâmtoarea îngustă a Bosforului, inundând catastrofal Marea Neagră. Acest lucru a ridicat nivelul apei din Marea Neagră cu câteva sute de picioare, a inundat mai mult de 60.000 de mile pătrate de pământ și a extins în mod semnificativ țărmul Mării Negre cu aproximativ 30%. Acest eveniment a schimbat fundamental cursul civilizației în sudestul Europei și vestul Anatoliei. Geologii Bill Ryan și Walter Pitman de la Observatorul Pământului Lamont Doherty din New York au propus pentru prima oară ipoteza că aici avem dovada clară a potopului lui Noe. Perioada cuprinsă între anii 7000 înainte de Hristos, 6000 înainte de Hristos, a fost de asemenea caracterizată de apariția unor cutremure gigantice în toată Europa. În nordul Suediei, unele dintre aceste cutremure au provocat valuri pe sol de 10 metri înălțime, denumite tsunami de stânci. Perioada de tranziție dintre Dwapara Yuga și Kali Yuga, dintre anii 3976 înainte de Hristos până în 3676, a fost din nou marcată de o serie de cataclisme de mediu, a căror natură exactă rămâne însă un mister. Este denumit în geologie evenimentul de 5,9 kiloani, și este considerat unul dintre cele mai intense evenimente de aridificare din perioada Holocenului. A avut loc probabil în jurul anului 3900 înainte de Hristos, punând capăt
subpluvialului neolitic și a inițiat cea mai recentă deshidratare a deșertului Sahara. În același timp, între 4000 înainte de Hristos și 3500, câmpiile de coastă ale Sumerului au suferit invazii severe ale apei, care a fost efectul local al unui episod mondial de inundații rapide de scurtă durată, cunoscut sub numele de transgresiunea flandriană, care a avut un impact semnificativ. Acest eveniment catastrofal de inundații a dus la sfârșitul perioadei Ubaid în Mesopotamia și a declanșat o migrație mondială către văile râurilor. Curând după aceea găsim apariția primelor așezări pe Valea Râurilor din Egipt, Mesopotamia și Valea Indusului în anul 3500 înainte de Hristos. Această perioadă de tranziție dintre Iuga este înregistrată și în calendarele antice. Pentru o perioadă foarte lungă de timp a existat o credință răspândită în lumea occidentală că lumea a fost creată în anul 4004 înainte de Hristos. Această dată ne vine din genealogiile Vechiului Testament. Data este cu doar 28 de ani înainte de sfârșitul Dwapara Yuga și începutul perioadei de tranziție. Anul creării lumii în calendarul religios evresc este 3761 înainte de Hristos, care se află la mijlocul perioadei de tranziție. Putem încă o dată constata cu surprindere acuratețea profețiilor vechilor indieni și mai ales această astronomie matematică extrem de complicată care i-a ajutat să previzioneze cu câteva milenii înainte evenimentele catastrofale care s-au derulat deja pe pământ în perioada de tranziție dintre cele patru epoci numite Yuga. În Mahabharata scrie foarte clar că toate nenorocirile sunt trimise pe pământ de către însuși Dumnezeu, numit de hinduși Brahma, ca un semn al pedepsirii degradării progresive a virtuților spirituale pe care omul le are în epoca de aur și pe care și le pierde aproape total la sfârșitul epocii de fier. Dragii mei prieteni, vă propun să continuăm descrierea celor patru perioade numite Yuga, în scrierile vechilor hinduși cu precădere în Linga Purana și Vishnu Purana și perioadele lor de tranziție care s-au suprapus peste evenimente apocaliptice catastrofale care au avut loc pe pământ. Ne-am oprit data trecută la perioadele cuprinse între anii 9600 înainte de Hristos și 3600. În postarea de astăzi vom merge mai departe pentru a ne mai uimi încă o dată de precizia predicțiilor înalților preoți brahmani care cu mii de ani în urmă au scris evenimentele ce iată că s-au desfășurat de-a lungul timpului și au marcat întreaga noastră istorie a civilizației. Perioada în care Kali Yuga a început procesul descendent apare și la grecul Hesiod, care descrie finalul epocii eroilor odată cu căderea Troiei. Cronologia ciclului Yuga indică faptul că perioada de tranziție de 300 de ani dintre Kali Yuga descendent și Kali Yuga ascendent se suprapune cu perioada de 300 de ani de la anul 1100 înainte de Hristos până la anul 800 înainte de Hristos, care este menționată de istorici ca fiind evul întunecat grecesc. Istoricul Robert Drews scrie că într-o perioadă de 40 până la 50 de ani, la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XII-lea înainte de Hristos, aproape fiecare oraș semnificativ din estul lumii mediteranene a fost distrus, aruncând întregul Orient apropiat, Africa de Nord, Caucazul, Marea Egee și Balcanii, într-o epocă întunecată care a durat fix 300 de ani și care a fost caracterizată de mari revolte, foamete, depopulare, mișcări în masă ale populației. Aproape fiecare oraș, dintre Pilos și Gaza, a fost distrus violent. Economiile din Micena și Anatolia s-au prăbușit, iar oamenii au fost obligați să se retragă în așezări izolate mult mai mici. Catastrofa aceasta a lovit și civilizația olmecă din Mesoamerica. Cercetătorii cred că schimbările drastice ale mediului ar fi putut fi responsabile pentru această schimbare în centrele olmece, când anumite râuri importante și-au schimbat cursul. Când a început Kali Yuga ascendent în anul 676 înainte de Hristos, multe dintre cunoștințele, tradițiile și abilitățile de la Kali Yuga descendent au fost uitate. Posibil ca răspuns la această criză socială gravă, un număr de filozofi și profeți au apărut fix în acele momente, încercând să redescopere marea înțelepciune pierdută și să o răspândească printre masele ignorante. Printre ei s-au numărat Buddha, 623 înainte de Hristos, Tales din Milet, 624 înainte de Hristos,
Pitagora 570 înainte de Hristos, Confucius 551 înainte de Hristos, Zoroastru 600 înainte de Hristos și indianul Mahavir Jain 599 înainte de Hristos. Dar multe cunoștințe sacre s-au pierdut iremediabil. Diverse erori și omisiuni s-au strecurat însă și în textele antice pe măsură ce erau revizuite și rescrise. Cronologia ciclului Yuga reflectă cu exactitate catastrofele de mediu care impactează civilizația umană în perioadele de tranziție dintre cele patru epoci. Conform doctrinelor hinduse, la fiecare 2700 de ani au loc niște evenimente majore cu un impact covârșitor asupra evoluției civilizației noastre pe Pământ. Ciclul Yuga era urmărit folosind calendarul Saptarshi. A avut o durată de 12.000 de ani, compusă din 4 Yuga, cu o durată egală de câte 2700 de ani fiecare, separate de acele perioade de tranziție de 300 de ani. Ciclul Yuga complet de 24.000 de ani a fost compus dintr-un ciclu Yuga ascendent și altul descendent, care s-au urmat pentru eternitate ca ciclurile zilei și ale nopții. În ultimii 2700 de ani am trecut prin Kali Yuga ascendent, iar acest Yuga se apropie de sfârșit în anul 2025, conform calculelor astrologiei brahmanice. În conformitate cu convenția de interpretare a calendarului, perioada de tranziție de 300 de ani după 2025 poate fi împărțită în două perioade a câte 150 de ani fiecare. Prima perioadă de 150 de ani, numită a murgului Kali, este atunci când structurile Kali Yuga se pot prăbuși din cauza unor combinații de războaie, catastrofe ecologice și schimbări cosmice, în timp ce a doua perioadă de 150 de ani, răsăritului Dwapara, este momentul în care sistemele și filozofiile evoluate spiritual ale Dwapara Yuga vor începe din nou să apară. Și cu aceasta închidem tema vechilor profeții hinduse atât de admirabil descrise în Mahabharata. Însă seria postărilor noastre legate de marile profeții ale istoriei va continua și în episoadele următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept cu drag! În studiile mele legate de miturile și religiile străvechi, un ajutor foarte consistent este colecția Biblioteca Orientalis de la editura Herald. Vă propun în această postare să zăbovim puțin asupra unui popor foarte interesant și destul de misterios care apare foarte des pomenit în Biblie. Pentru aceasta voi deschide lucrarea lui François Lenormand, Magia la Caldeeni. Acest trib despre care se știe destul de puțin a dat întregii umanități pe părinții astrologiei și magiei. Dar înainte de toate să fixăm bazele expunerii temei în câteva date istorice. În Biblia ebraică, Cartea Genezei, Caldeea este patria lui Avraam, născut în orașul babilonian Ur. De aici pornește patriarhul iudeo-creștinilor și islamicilor în marele său exil și în căutarea formării unui popor nou care să renunțe la idolatrie și politeism, închinându-se unui singur Dumnezeu, ducând o viață cu adevărat spirituală. Biblia include alte referințe la caldeeni, în special prin utilizarea termenilor ca sinonime ale babilonienilor. În sursele grecești antice, termenul geografic Caldeea desemnează sudul Mesopotamiei. Apare pregnant la Herodot pentru a desemna în special preoții babilonieni versați în astronomie și astrologie și, desigur, de asemenea în magie și divinație care trăiau în Babilonia. Strabon îi prezintă pe caldeeni drept filozofii Babiloniei, în special cunoscuți ca fiind experți în astronomie, și evocă împărțirea lor în triburi, referindu-se fără îndoială la preoții marilor temple, care erau într-adevăr centre importante de cultură. Cunoașterea astronomilor și astrologilor babilonieni din această perioadă este atestată de numeroase tablete cuneiforme și este evident că a avut o influență determinantă asupra dezvoltării astronomiei grecești. Pliniu cel Bătrân evocă un renumit savant caldean numit Cidenas, care ar fi transcrierea în greacă a numelui babilonian Chidinu, căruia îi atribuie progrese importante în cunoștințele secrete despre cer, pământ și influențele zeilor asupra oamenilor. În cele din urmă, mai ales în zona Imperiului Roman, termenul caldeeni a ajuns să desemneze ghicitori, vrăjitori și idolatri, ceea ce a condus treptat la o conotație negativă.
În cartea lui François Lenormand, Magia la Caldeni, ni se propune așadar o incursiune istorică și ezoterică asupra cunoștințelor, practicilor și ritualilor acestui trib semit. Este limpede pentru toți cei care studiază acest subiect că aici s-au pus bazele ocultismului și ezoterismului care au repercusiuni destul de adânci până în ziua de astăzi. Autorul insistă asupra viziunii caldeene despre viața de apoi, rolul demonilor și al spiritelor, precum și utilizarea amuletelor și talismanelor, explorând texte aparținând bibliotecii Palatului Regal din Ninive, ce conțin 28 de formule de incantații împotriva spiritelor rele, a efectelor vrăjitoriei, a bolilor și a principalelor nenorociri care îi atacau pe oameni în cursul vieții lor de zi cu zi. În toată antichitatea, arta izgonirii demonilor a constituit nu o superstiție absurdă a oamenilor inculți, ci dimpotrivă era considerată o știință supremă, apanaj al preoților babilonieni care cunoșteau tehnicile de exorcizare a acestora. Istoria anumitor superstiții este unul dintre cele mai ciudate, dar nu mai puțin importante capitole din istoria minții umane și oricât de stranii ar părea omului modern, reveririle magiei și ale astrologiei au exercitat timp de mai multe secole o influență prea profundă și prea decisivă asupra noastră a tuturor pentru a fi considerată derizorie. În credința caldeenilor, originea tuturor bolilor era considerată a fi opera demonilor. De aceea, procesele de vindecare erau mai degrabă niște ritualuri sfinte de exorcizare decât niște rețete prescrise de tratament pe o gândire rațională care avea să pună temelia medicinii moderne în Grecia antică. Din această perspectivă, François Lenormand este convins că aici, în bazinul Mesopotamiei, s-au pus bazele sistematizării practicilor șamanice din întreg Orientul apropiat. În ochii populațiilor creștine care vorbesc limba aramaică, caldeii erau astrologi, magi, închinători ai stelelor, în cele din urmă considerați eretici. În anul 1445, Papa Eugen al IV-lea a ales să folosească termenul caldeeni pentru a desemna creștinii din Est care au decis să se adune la Roma, spre deosebire de nestorienii sirieni care au decis să-și păstreze specificitățile teologice independent față de Vatican. Vă recomand să parcurgeți lucrarea lui François Lenormand, Magia la Caldeni, întrucât este un studiu foarte serios și bine documentat și deschide noi perspective în a înțelege religiile semitice care au intrat la un moment dat în contradicție cu viziunea monoteistă a părintelui nostru Avraam. Lucrarea o găsiți la editura Herald, iar eu voi lăsa un link în comentarii care să vă conducă către această minunată lucrare. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru atenție. Pentru a închide seria postărilor legate de marile profeții ale istoriei, voi face o compilație din Hadid, o culegere de aforisme, de legi și de predicții ale profetului Mahomed, care, alături de Coran, reprezintă tradiția scrisă și orală a islamului. Marele moment al judecății istoriei, așa cum apare în profețiile Vechiului Testament, precum și Apocalipsa Sfântului Ioan din creștinism, au un corespondent și în lumea musulmană. Se numește ora, timpul în care va începe procesul Marii Judecăți, condus de însuși Allah, în care porțile raiului vor fi deschise pentru cei drepți, iar cele ale iadului pentru toți cei care s-au abătut de la cărarea adevărului. Despre aceste vremuri, profetul Mahomed avertizează că vor începe când timpul se va scurta, astfel încât un an va părea o lună, o lună o zi și o zi o oră. Când timpul se va contrage, cunoașterea va fi ștearsă, vor fi războaie, avariția va acoperi inimile oamenilor și va domni crima. În Hadid găsim și următorul pasaj. Când în societate comportamentele ilicite vor deveni ceva obișnuit, când nu va mai exista rușine, iar toate viciile și denaturările vor fi practicate liber și prezentate ca drepturi și virtuți, atunci va veni o epidemie cu boli atât de dureroase cum nu au suferit vreodată strămoșii oamenilor. Două sure din Coran, Al-Rahman și Al-Taqwir, sunt foarte relevante cu privire la sfârșitul civilizației, așa cum o cunoaștem astăzi. Iată doar câteva idei desprinse din ele. Cunoașterea islamului va fi ștearsă, în vreme ce ignoranța va crește. Acest lucru se va petrece deoarece înțelepții vor muri și din ce în ce mai puțini înțelepți le vor lua locul. Consumul băuturilor alcoolice și promiscuitatea vor crește, precum și vărsarea de sânge. Se vor înmulți cu tremurele și vor crește în magnitudine. Trei locuri din lume se vor scufunda și vor fi înghițite de pământ, unul din Orient, unul din Occident
și unul din peninsula arabă. Va apărea fum pe tot pământul și va provoca celor credincioși o ușoară răceală, în timp ce pe cei necredincioși îi va îmbolnăvi grav. Unul dintre semnele care preced venirea ultimei ore este că luna se va despărți în două, dar cu toate acestea, cei necredincioși nu vor da crezare propriilor ochi. Soarele se va distruge, stelele vor cădea, munții se vor mișca și vor sfârși sfărmându-se de pământ. Cerul se va rupe în mii de bucăți, iar râurile și mările își vor amesteca apele. Mormintele se vor deschide și morții vor învia. Cei care au făcut bine vor avea fericire, fără limite, iar ceilalți vor fi pedepsiți fără măsură. Mahomed, ultimul dintre profeții care a avut acces direct la revelațiile dumnezeiești prin intermediul Sfântului Arhanghel Gabriel, face o serie de predicții absolut tulburătoare cu privire la sfârșitul civilizației umane așa cum o cunoaștem noi astăzi. Bărbații vor fi atrași atât de femei cât și de tineri spân și imberbi. Bărbații vor semăna cu femeile și femeile cu bărbații. Coranul se va tipări doar în formă costisitoare și împodobită. Minaretele vor fi înalte și rândurile celor care se roagă vor fi numeroase, dar inimile lor vor fi încărcate cu ură, mânie și dușmănie. Limbile lor vor vorbi diferit. Bărbații din comunitatea mea se vor împodobi cu aur și vor îmbrăca haine de mătase și de atlas. Vor folosi piele de panteră pentru hainele lor. În acea vreme vor fi cămătării și datorii. Va prospera lumescul și frivolitatea. Divorțurile vor crește considerabil. Nu se va mai judeca după legile Domnului. Cei răi și delicvenții vor conduce popoarele. În această vreme, pelerinajul îl vor face cei bogați și puternici cu scopul de a se plimba și a se distra. Clasa mijlocie pentru a se îmbogăți și pentru a-și extinde afacerile. Și săracii pentru a se făli. În această vreme vor fi oameni care vor studia Coranul doar pentru a se lăuda. Va ploua în momente neobișnuite și neadecvate. Jocurile de noroc vor fi bine văzute. Credincioșii vor fi mai umiliți decât sclavii. Critica și reproșurile vor domina oamenii. Cerul se va acoperi cu impurități, mizerii și epidemii. În acel timp, cel bogat nu va fi interesat de cel sărac și nevoiaș, astfel încât un cerșetor va cere pomană vineri de vineri, fără ca nimănui să-i pese de el. Punem punct aici. Am făcut o succintă călătorie în postările anterioare printre viziunile sumeriene, iudaice, persane, hinduse și în cele din urmă islamice asupra sfârșitului civilizației ca o consecință a pierderii spiritualității și a cultivării vicilor și răutăților. Putem privi toate acestea ca pe simple mituri sau legende. Însă dacă dorim să fim puțin înțelepți, cred că am putea să ne raportăm la ele și ca la un avertisment dat de Dumnezeu în fiecare generație pentru ca noi să putem păstra cărarea cea dreaptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și participare și abia aștept să declanșăm împreună o nouă serie de postări, cel puțin la fel de interesante. Doamne ajută tuturor! Nu trebuie neapărat să fii expert militar ca să înțelegi că trăim o secvență a istoriei în care războiul devine un scenariu plauzibil la nivel global. De ce? Pentru că jocul mondial de putere presupune controlul materiilor prime și al resurselor. Ciocnirea civilizațiilor pe această axă, Washington, Bruxelles, Moscova, Teheran, Beijing, are de fapt o singură miză fundamentală. Controlul materiilor și al resurselor energetice care să ajute atât țările G7 care au NATO în spate, cât și țările BRICS care sunt protejate de armatele Federației Ruse, ale Chinei și ale Iranului să facă față unei competiții acerbe declanșate odată cu revoluția tehnologică care a cuprins întreaga planetă. Să privim prin acest filtru care este de fapt miza războiului dintre Occident și Rusia de pe teritoriul ucrainean, care este bogat în resurse de gaze naturale și metale rare, cum ar fi litiu și titanul, vitale pentru fabricarea bateriilor, pentru mașinile electrice și pentru magazinarea energiei solare și eoliene. Atât Europa cât și Rusia au nevoie de ele pentru tranziția către noua economie bazată pe hipertehnologie avansată. Cea mai mare parte din rezervele ucrainiene de gaze, litiu și titan sunt în teritoriile ocupate sau amenințate de Rusia. O teorie spune că unul dintre motivele principale ale primei invazii ruse din Ucraina, ocuparea Crimeei și apoi ocuparea insulei Șerpilor, este controlul resurselor de gaze din Marea Neagră. În Europa, un alt stat foarte bogat în resurse de gaze naturale și de metale rare este Serbia.
însă aceasta nu face parte din Uniunea Europeană și nici din NATO și este o țintă favorită a companiilor rusești și chineze pentru preluarea controlului acestor resurse. De aceea sunt din ce în ce mai mulți experți care sunt absolut convinși că această zonă a Balcanilor va fi următorul focar care ne va pune pe toți pe jar. În 2020, înainte de cea de-a doua invazie rusă din Ucraina, compania de stat Rosatom avea de gând să facă din Rusia furnizorul la 3,5% din litiu de pe piața mondială până în anul 2025. Anul acesta, guvernul a estimat că până în 2030, Rusia își poate dezvolta o industrie a litiului care să poată acoperi necesarul intern din producție proprie. În această țară au fost descoperite 12 depozite de litiu concentrate în Siberia. Cel mai mare este în peninsula Kola, într-o zonă sălbatică lipsită de infrastructură rutieră și de electricitate. Din informațiile disponibile, companiile Moscovei avansează mai bine cu planurile de a deveni producători de litiu din mine din alte state. Spre exemplu, Uranium One din Rusia s-a îmbarcat alături de Citic Guan din China într-un proiect de producție de litiu în Bolivia. În acest sens, China a întrecut Europa și a acaparat diverse proiecte de producție și de rafinare în Africa. În statul Mali, din vestul Africii, unde grupul de mercenari al Rusiei Wagner întreținea un război civil în care a forțat retragerea trupelor franceze pro-guvernamentale, o companie chinezească a dorit să cumpere participația majoritară la o mare mină de litiu. Uniunea Europeană trece în prezent printr-un boom al fabricilor de baterii pentru mașini electrice, dar își importă cea mai mare parte a litiului folosit în industrie. Aproape 80% din importuri vin din Chile și o parte ceva mai mică din Statele Unite și China. Pentru a ține pasul și a conta în ecuația viitorului, Europa va avea nevoie de noi surse de import. Germania, care este cea mai puternică economie din Europa, este dependentă de importul a 14 materii prime. Din păcate, din cauza unor politici absolut catastrofale decise la Bruxelles, Europa a ratat startul în această competiție acerbă cu Republica Populară Chineză, care deja controlează zeci de fabrici la nivelul întregului continent care produc baterii electrice. Dar veștile proaste nu se opresc aici. Războiul din Ucraina este doar vârful icebergului. Alte conflicte majore vor izbucni cât de curând din cauza schimbărilor climatice, suprapopulării, crize de apă potabilă și a sărăciei. India Today avertiza încă din anul 2018 că războaiele viitorului vor fi pentru apă, nu pentru petrol. Estimările demografice arată că în anul 2050 populația planetei va ajunge probabil la 10 miliarde, ceea ce ar provoca o criză de resurse, iar suprapopularea contribuie la încălzirea globală și agravează problemele de distribuție și de aprovizionare cu alimente. Creșterea rapidă a populației poate duce la sărăcirea în masă a societăților și așa mai puțin dezvoltate de pe glob. Și atunci marile puteri iau în calcul războaiele nucleare pentru a diminua dramatic populația. Să nu uităm totuși ce a zis Sergei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, la începutul invadării Ucrainei. Următorul război mondial ar putea fi nuclear. Lipsa apei potabile afectează peste 40% din totalul populației. Iar aici previziunile Organizației Națiunilor Unite și ale Băncii Mondiale sunt destul de sumbre. Până în 2030 vor putea fi afectate până la 700 de milioane de locuitori care se vor confrunta cu seceta, ceea ce va conduce în mod inevitabil la masive strămutări și migrații către zonele mai bogate care și-au păstrat aceste resurse. Acum, cum cunoaștem, bineînțeles, natura umană și apetența clasei politice în general pentru putere, fiți absolut convinși că la nivel de guverne și de state va începe un război cât se poate de concret pentru controlul acestor resurse. În 2017, secetele severe au contribuit la cea mai gravă criză umanitară de după cel de-al doilea război mondial, afectând 20 de milioane de oameni în Africa și Orientul Mijlociu, care au fost forțați să-și părăsească casele din cauza penuriei de alimente și a conflictelor care au izbucnit. Războiul civil sirian și războiul civil libian, în mare parte cauzate de seceta din anii 2006-2011, ar putea marca începutul unei serii de războaie declanșate din cauze climatice pe toată planeta, pe parcursul acestui secol. Un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene estimează că există o șansă de 75-90% ca războaiele să fie purtate pentru apă în acest secol. Raportul a fost estimat pe baza folosirii unor algoritmi avansați de învățare automată care au identificat 5 puncte fierbinți pe planetă pentru potențialele conflicte. Acestea sunt regiunea Gange-Brahmaputra, unde apa curge prin Bangladesh și India, râul Colorado, care străbate Statele Unite și Mexicul, fluviul Indus, care separă India de Pakistan, fluviile Tigru și Eufrat, care curg prin Turcia, Siria, Irak, Iran și Kuwait, Nilul, care străbate 11 țări africane.
Asta ar însemna să înceapă un război între India și Pakistan, altul între India și Bangladesh, un război regional între Turcia, Siria, Irak și Iran, dispute violente între Mexic și statele California, Arizona și New Mexico și un război dintre Egipt și Sudan, Etiopia, Uganda, Kenya, Sudanul de Sud, Burundi, Tanzania, Rwanda și Congo. Pe lângă aceste războaie vor fi desigur și valuri masive de migrație, mai ales din nordul Africii către Europa și din Mexic către sudul Statelor Unite, ceea ce va schimba fundamental configurația de putere așa cum o cunoaștem noi astăzi. Iată doar o simplă analiză care ne poate pune pe toți în gardă. Însă noi nu vom putea schimba vreodată istoria. Dar pentru a nu ne pierde mințile, e bine din când în când să ne reîntoarcem la obârșa noastră spirituală care ne include pe toți, sub același soare și pe același pământ. Ce folos pentru unii să cucerească întreaga lume dacă își vor pierde sufletul?